Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. O ediție pe care o consacrăm celor șapte taine. De la o ediție precedentă am vorbit despre taina botezului. Urmează taina Sfântului Mir sau Confirmațiunii. Încercăm să ne apropiem de această taină a Mirului cu invitații pe care îi avem în studio. Părintele profesor Alois Bulai, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și părintele Daniel Iacobuț, profesor la același institut, bine ați venit! V-am găsit! Aș vrea să vă întreb pentru început, ce vârstă aveați când ați primit taina Sfântului Mir? Aproape 19 ani. Și dumneavoastră? 13. Ce amintiri purtați de când ați primit? Ce mai țineți minte de la acel moment al tainei Sfântului Mir? Că am așteptat foarte mult. La noi nu se mai celebrase sacramentul Mirului de 18 ani. Episcopul nu era recunoscut și de aceea nu avea posibilitatea să treacă prea des prin comunități pentru a celebra sacramentul Mirului. Și mi-aduc aminte că i-am invitat pe toți colegii mei de la liceu, de la Roma în Vodă, care au rămas impresionați pentru că toți erau ortodoxi și eu singur eram catolic între ei. Și au rămas impresionați de fervoarea cu care a participat lumea la această celebrare și mai aduc aminte că era soare, un soare extraordinar de frumos. Mi-a rămas în suflet. Părintele Daniel, dumneavoastră, ce vă amintiți? Mi-amintesc emoțiile pe care le aveam, pentru că ne-am pregătit timp de o vară împreună cu mai mult de 100 de adolescenți pentru acest moment al celebrării Sfântului Mir. Mi-amintesc de asemenea cum întreaga familie s-a pus în mișcare pentru a pregăti această sărbătoare din punct de vedere sufletesc, dar apoi și din punct de vedere sărbătorii în familia noastră. Mi-aduc aminte de episcop care avea o figură foarte paternă față de noi. Dar mi-aduc aminte foarte bine și de pregătire. Pregătirea pentru acest moment a însemnat pentru mine, de fapt, momentul reapropierii mele față de biserică. Și dacă stau bine să mă gândesc, a însemnat și momentul în care am început să simt chemarea la preoție. Așadar, din ceea ce ați povestit, găsim câteva elemente ale tainei Sfântului Mir. Ce este, până la urmă, taina Sfântului Mir? Taina Sfântului Mir este sacramentul prin care îl primim pe Duhul Sfânt cu plinătatea darurilor sale. Este un sacrament care face parte din cele trei taine ale inițierii creștine, adică botezul, mirul sau confirmațiunea și euharistia. De aceea, mirul, de fapt, vrea să desăvârșească, să ducă la împlinire ceea ce am primit în momentul botezului. Duhul Sfânt, cu toate darurile sale, coboară asupra celui miruit prin ungere și de aceea și gestul miruirii sau al ungerii cu acest ulei sfinții de către episcop. Mai poartă și numele confirmațiune. Care ar fi semnificația faptului că taina aceasta a mirului se mai numește și taina confirmațiunii? Tradus literal din limba latină, confirmatio înseamnă confirmare, ca și în limba română, înseamnă în același timp întăririi, adică ceea ce s-a primit la botez este desăvârșit, cum spunea și părintele înainte. De altfel, Paul al VI-lea, în Constituția Apostolică, prin care aprobă reînnoirea ritului celebrării sacramentului Mirului, spunea că în participarea la viața divină, a naturii divine, a omului prin har, există un fel de asemănare între viața naturală și viața sacramentală. Adică apare, crește și apoi se hrănește. Este ceea ce este reprezentat în pedagogia sacramentală a bisericii prin cele trei sacramente ale inițierii, adică botezul, mirul și euharistia. Între timp derulează imagini pe ecran, telespectatorii pot să vadă imagini din bisericile romano-catolice, cum se administrează această taină. Părinte Daniel, de ce în biserica romano-catolică taina Sfântului Mir se dă la o distanță mai mare de botez față de bisericile orientale, în care taina aceasta se administrează odată cu botezul și cu Sfânta Împărtășanie? De când s-au distanțat tainele acestea în Biserica Romano-Catolică și care ar fi semnificația?
Încă de la început, Biserica primelor veacuri, cele trei taine erau împărțite în același moment cu prezența episcopului. Botezul, mirul și apoi Euharistia. La un moment dat, prin secolul al IV-lea, al V-lea, când creștinismul s-a dezvoltat, când s-au creat parohii în sate, episcopul nu mai putea fi prezent la orice inițiere creștină, atunci când erau botezați copiii sau chiar adulții. Atunci s-au luat două soluții, s-a ajuns la două soluții. În Orient s-a lăsat ca preotul să poată celebra toate cele trei sacramente ale inițierii, în schimb în Occident, făcând referință la un fragment din Faptele Apostolilor și de asemenea la evenimentul Rusaliilor, s-a rezervat acest drept episcopului. Și pentru că episcopul nu putea fi prezent, atunci s-a amânat celebrarea mirului pentru momentul în care episcopul urma să viziteze acea parohie și astfel a devenit un drept rezervat episcopului ca urmaș al apostolilor. Ce texte găsim în Sfânta Scriptură care să vorbească despre această taină? Revenind la aceeași Constituție Apostolică a lui Paul al VI-lea din 15 august 1971, el pornește de la acțiunea Duhului Sfânt în activitatea răscumpărătoare a lui Iisus Hristos. Primele texte pe care le amintești sunt cele care se întâlnesc în toți cei patru evangheliști referitoare la botezul lui Iisus Hristos, când asupra lui a coborât Duhul Sfânt sub formă de porumbel. Ba, Sfântul Ioan subliniază că a și rămas. De altfel, Iisus Hristos, când și-a început activitatea lui publică în sinagoga de la Nazaret, după cum îi relatează Sfântul Luca, a luat și a citit un text din Isaia, din capitolul 61, care se rezumă la acest mesaj. Duhul Domnului este asupra mea, El m-a uns și m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. Și ne spune Sfântul Luca, când chizând sulul cărții, Iisus Hristos le-a spus celor de față, astăzi s-a împlinit cuvântul acestei scripturi în urechile voastre. De-a lungul vieții sale publice, Iisus a fost mereu acompaniat de Duhul Sfânt și l-a promis discipolilor săi. Ba chiar le-a spus că atunci când vor fi persecutați, când vor fi duși înaintea sinagogii, înaintea guvernanților, înaintea celor care îi conduc, să nu se teamă, să nu se preocupe ce și cum vor vorbi, pentru că Duhul Sfânt le va da lor, cu puțin timp înainte de pătimirea și moartea sa în timpul cinii de pe urmă, Iisus le-a promis că îl va trimite de la Tatăl pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, care va rămâne cu ei pentru totdeauna, care îi va întări ca să dea mărturie pentru el și care îi va învăța tot adevărul. Într-adevăr, după ce Iisus Hristos s-a înviat din morți, ne spune Sfântul Luca în Faptele Apostolilor, că atunci când discipolii l-au întrebat dacă acesta este timpul când el îl va restaura pe Israel, Iisus le-a spus, nu este al vostru, nu este misiunea voastră să știți timpurile, dar voi veți primi o putere de la Duhul Sfânt și veți fi martorii mei. Într-adevăr, tot în Faptele Apostolilor se relatează că Duhul Sfânt a coborât în ziua de Rusalii asupra apostolilor care erau adunați în rugăciune împreună cu Sfânta Fecioară Maria, că acest Duh i-a umplut de o putere și de un curaj, că au început să vestească faptele mărețe ale lui Dumnezeu și Sfântul Petru le-a explicat celor care îl ascultau că se împlinește speranța escatologică vestită de profetul Ioel, că adică tinerii voștri vor profeți, bătrânii vor avea visuri, ba chiar și peste servitoarele mele și peste servitorii mei se va coborî Duhul Sfânt. Și cei care i-au ascultat pe apostoli l-au primit și ei pe Duhul Sfânt. O întrebare pe care și-ar putea să o pună cineva, să-și o pună, este următoarea. De ce un creștin botezat ar trebui să primească mirul? Înainte de toate, pentru că un creștin botezat are nevoie să ajungă la o maturitate a identității sale. Mirul este purtarea la perfecțiune, la desăvârșire, a ceea ce el a primit în momentul botezului, adică acelei uniri cu Mântuitorul, acelei inserări în trupul mistic al bisericii.
În același timp, este necesitatea pe care fiecare dintre noi o poartă în interiorul său de puterea lui Dumnezeu. În viață, viața în general, dar și în viața creștină, noi avem de purtat o luptă. Această luptă o avem de purtat cu puterile pe care le regăsim în noi înșine sau în jurul nostru, puterile răului. Egoismul, mândria, sunt multe puteri care ne trag în jos. Ei, avem nevoie de puterea de sus. Iar Duhul Sfânt este puterea de sus a lui Dumnezeu cu care El ne îmbracă, este puterea care ne atrage în sus spre Dumnezeu pentru ca noi astfel să nu fim dezumanizați de puterea răului, ci să ajungem la împlinirea noastră interioară. Mirul, am putea spune, că ajută la configurarea ADN-ului inimii, spiritului fiecăruia dintre noi. Înainte de a vedea cum se administrează taina aceasta a Sfântului Mir sau a Confirmațiunii, aș dori să ne spuneți cine poate să administreze taina aceasta. Numai episcopul poate să celebreze taina mirului în biserica de rit latin. Asta tocmai ca o continuitate a ceea ce s-a petrecut în biserica primară. În timpul imediat următor persecuției și morții lui Ștefan, creștinii au fost nevoiți să fugă din Ierusalim în afară de apostoli și au pus vestea cea bună despre Iisus Hristos și mulți au primit botezul. Printre aceștia s-a auzit că și în Samaria s-a întâmplat fenomenul acesta. Auzind apostolii de la Ierusalim de lucrul acesta, i-au trimis pe Petru și pe Ioan și aceștia s-au rugat pentru cei care au primit botezul lui Iisus și și-au pus mâinile asupra lor și l-au primit pe Duhul Sfânt, pentru că nu-l primiseră încă. La fel ne se relatează în capitolul 19 din Faptele Apostolilor că Sfântul Paul, după ce a predicat în părțile din nord ale Asiei Mici, a coborât la Efes și acolo a găsit un grup de creștini care primiseră botezul lui Ioan. Și el a întrebat, da, l-ați primit pe Duhul Sfânt? Și ei au spus, nici n-am auzit de Duhul Sfânt. Și ne relatează Faptele Apostolilor că atunci Sfântul Paul i-a botezat în numele Domnului Iisus și a impus mâinile peste ei și ei l-au primit pe Duhul Sfânt. În sensul acesta, celebrantul normal al Sfântului Mir este episcopul. În cazul de necesitate, în timp, el poate ca să delege această facultate altor preoți. Deci este rezervată episcopului în Biserica Romano-Catolică. Cine poate primi această taină? Orice persoană care a ajuns la maturitate. În biserica noastră se consideră că maturitatea aceasta este la 7 ani. Dar asta depinde de diferite regiuni. Spre exemplu, la noi, conferința episcopală a decis în România ca mirul să se administreze la 12 ani, considerându-se că este o perioadă de maturitate deplină. Însă trebuie să ținem cont că nu întotdeauna maturitatea fizică este egală și cu maturitatea de credință. Maturitatea de credință poate să o anticipe mult pe cea fizică. Nu după cum spune Cartea Înțelepciunii, că adevărata înțelepciune nu o dă căruntețea, ci este vorba de teama de Domnul aceea care... Părinte Daniel, când vă aminteați de momentul în care ați primit sacramentul mirului, spuneați de o pregătire. În ce consta această pregătire pentru aceia care vor să primească mirul? Pregătirea aceasta este în vederea asimilării credinței. Spuneam de legătura dintre mir și botez. La botez am primit darul vieții dumnezeiești, am primit darul credinței. Vine un moment dat în viață, atunci când, tânăr fiind, adolescent fiind, ești chemat să confirmi acea credință pe care ai primit-o la botez. Iar pregătirea la Sfântul Mir are în vedere tocmai această asimilare responsabilă, conștientă, a credinței primite la botez. Înseamnă, propriu-zis, o experiență de rugăciune. Se participă la Sfânta Liturghie, se participă la întâlniri de rugăciune în care se mărește raportul cu Mântuitorul Iisus. Încercăm să-L descoperim pe Duhul Sfânt, darurile sale, acțiunea Duhului Sfânt în viața proprie. Apoi e vorba de întâlniri catehetice, în care dobândim cunoștințe noi, care este credința Bisericii pe care dorim să o facem proprie.
Dar apoi este și un alt aspect al acestei pregătiri, și anume necesitatea de a trezi simțul apartenenței la biserică, adică a redescoperi biserica, a face parte dintr-o comunitate de credință, o comunitate care te susține, o comunitate în care crezi, te rogi, iubești și te deschizi la harul lui Dumnezeu. În mod practic, cei care primesc mirul sunt chemați la biserică, la, sigur că da, la sala de cateheză. O experiență de cunoaștere, dar o experiență și de rugăciune, o experiență de comunitate. Această pregătire poate să dureze un an de zile, în alte locuri mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare realitate locală. Este așadar o pregătire în vederea celebrării sacramentului Sfântului Mir și a confirmării din partea tânărului, adolescentului, acelui dar primit la botez. În afară de această pregătire la care trebuie să participe un candidat la mir, mai trebuie să mai împlinească și alte condiții? Care ar fi? În primul rând, trebuie să fie botezat, trebuie să nu fi primit Sfântul Mir, apoi trebuie să se pregătească în mod spiritual, adică trebuie să fie în stare de har sfințitor, adică să se spovedească, trebuie să aibă o viață de rugăciune, astfel să-L cheme cu adevărat pe Duhul Sfânt asupra sa. Și în felul acesta să ajungă la mir, însoțit cu siguranță de propria comunitate, de nașul pe care l-a ales familia sau chiar și l-a ales candidatul însuși. Vorbea părintele de un naș. După care criterii se alege nașul și care este rolul lui? Nașul are misiunea în timpul celebrării mirului să-l conducă pe candidat la celebrantul mirului, adică în fața episcopului, și să-i spună numele. În felul acesta, episcopul celebrează mirul pentru persoana respectivă. Dar misiunea nașului este mult mai amplă, adică este aceea de a-l însoți pe drumul trăirii realității acestui mir, adică a maturității în credință. De aceea nașul trebuie să fie, înainte de toate, o persoană matură, o persoană care să fie primit toate cele trei sacramente ale inițierii creștinii, o persoană cu o viață de credință exemplară, care să-și poată asuma această misiune de a-l însoți pe candidat pe calea cea bună. Am ajuns la celebrarea tainei propriu-zise. Aș dori, părinte Daniel, să descrieți, în același timp încercăm să descifrăm și imaginele care au fost prezentate pe ecran, care se vor prezenta din nou. Cum se desfășoară, propriu-zis, celebrarea Sfântului Mir? Înainte de toate, trebuie spus că Sfântul Mir este dăruit în timpul celebrării Sfintei Liturghii, adică în timpul Euharistiei, tocmai pentru ca să arate legătura cu acest sacrament al Sfintei Împărtășanii. Apoi, celebrarea propriu-zisă începe cu un moment al memorării, al reamintirii botezului primit, și de aceea se reînnoiesc făgăduințele la botez și se face profesiune de credință. Avem astfel legătura cu botezul și legătura cu Euharistia. Imediat după aceea urmează un gest din partea episcopului asupra întregului grup al candidaților, gestul impunerii mâinilor. Așa cum am auzit deja, impunerea mâinii era semnul invocării și al coborârii Duhului Sfânt, însoțit de o rugăciune, o rugăciune care invocă tocmai această venire a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care deja lucrează în viața celor botezați, acum este invocat ca și darul lui Dumnezeu, cu toate darurile sale, și de aceea sunt numite cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, dar care de fapt în cheie simbolică reprezintă plinătatea darurilor Duhului Sfânt. Ajungem astfel la esența ritului, care înseamnă ungerea cu Sfânta Crismă sau cu Sfântul Mir. Fiecare candidat este adus în fața episcopului, iar acesta îl unge pe frunte, spunându-i: primește pecetea darului Duhului Sfânt. Imediat după acest moment esențial al dăruirii Duhului Sfânt prin ungere, urmează și un gest al păcii, al dăruirii păcii, care simbolizează faptul că acel miruit acum a devenit și mai inserat, introdus în comuniunea bisericii, gestul păcii cu episcopul, bineînțeles. Așadar, mirul se administrează în cadrul Sfintei Liturghii, când mai întâi se ascultă cuvântul din Sfânta Scriptură. Care sunt lecturile propuse și care
e bine să se aleagă cel mai potrivit pentru celebrarea mirului. Există o multitudine de lecturi propuse de lecționarul Bisericii Romano-Catolice. Acestea sunt la alegere. Unele dintre ele au misiunea de a prezenta candidaților la mir pregătirea în istoria mântuirii a acestui mister a coborârii Duhului Sfânt. Și în felul acesta să citesc din Sfânta Lectura Vechiului Testament câteva texte fundamentale. Este un text din Isaia, capitolul 11, care vorbește despre rolul Duhului în viața mlădiței sau alăstarului din tulpina lui Iesie. Este vorba de ceea ce a susținut mereu mesianismul regal. Este apoi un text din capitolul 42 din Isaia, care vorbește despre acțiunea Duhului în slujitorul lui Iahve, slujitorul lui Dumnezeu, care este cuprins, este trimis de Duhul lui Dumnezeu, tocmai ca să vestească vestea cea bună până la marginile pământului. Este apoi capitolul 61 din Isaia, care l-am amintit, care vorbește despre acțiunea lui Isaia. Dar sunt texte tot din Vechiul Testament care vorbesc despre această acțiune a Duhului asupra întregului popor al lui Dumnezeu. Este un text din Ezechiel, din capitolul 36, care vorbește despre întoarcerea poporului din exil, când Dumnezeu îi va aduna pe toți și va revărsa asupra lor un Duh nou, Duhul meu, acest Duh care îi va face să asculte de Dumnezeu și în felul acesta ei vor veni poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi Dumnezeul lor. Domnul va fi Dumnezeul acestui popor asupra căruia se revarsă Duhul Sfânt. Apoi sunt lecturi din Noul Testament care vorbesc despre efectele Duhului Sfânt în cel care a fost miruit. Sunt înainte de toate texte luate din Sfântul Paul, din scrisoarea către Romani, în care se vorbește despre acțiunea Duhului, care înseamnă iubirea lui Dumnezeu, care s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, din capitolul 5. Sau este vorba de acțiunea Duhului în cei botezați, în capitolul 8, care îi face fii ai lui Dumnezeu capabil să spună Abba, adică Tată. Este vorba după aceea de lecturi care se iau din scrisoarea Sfântului Paul către Galateni, din prima scrisoare către Corinteni, care vorbește despre rodul Duhului care oferă fiecăruia o misiune în cadrul comunității. Sunt apoi lecturi din scrisoarea către Efeseni. Evangheliile care se citesc la celebrarea Sfântului Mir vorbesc înainte de toate de acțiunea Duhului Sfânt în viața lui Iisus și am mai amintit de textele de la botez, este vorba de textul din Luca din capitolul 4, este vorba de promisiunea Duhului Sfânt din Evanghelia după Sfântul Ioan de la cina cea de taină, dar este vorba și de roadele pe care Duhul le produce în cei care intră în comunitatea lui Hristos. Este vorba înainte de toate de lectura din Evanghelia după Sfântul Matei din capitolul 5, care ne prezintă fericirile. Este un fel de constituție a celor care intră în comunitatea celor miruiți. Este vorba de texte care vorbesc despre misiunea de a lupta, pentru că una dintre dimensiunile principale ale celui miruit este aceea de a da mărturie prin cuvânt și faptul de apartenența la Hristos și de apartenența la biserică. Rezumând, este o lectură din Vechiul Testament, un psalm, o lectură dintr-o scrisoare și o evanghelie. O evanghelie, sigur. Dacă ar fi să ne oprim asupra unor gesturi pe care deja le-ați pomenit, Părinte Daniel, ați spus de lepădarea de Satana, legătura cu botezul și mărturisirea credinței, impunerea mâinilor. Care este semnificația impunerii mâinilor? O găsim în Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament, a impune mâinile asupra unei persoane înseamnă a-i dărui o misiune, a invoca binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acelei persoane. În schimbul Noul Testament, acest gest devine gestul cel mai clar pentru invocarea și coborârea Duhului Sfânt. Această ridicare a mâinilor spre cer și coborârea lor asupra acelei persoane reprezintă, de fapt, această revărsare și coborârea Duhului Sfânt. După aceea avem ritul esențial, spuneam că este vorba despre o ungere.
Iar ungerea, din nou în Sfânta Scriptură, reprezintă, de fapt, o consacrare. Profeții, regii, preoții erau unși cu ulei, tocmai pentru a arăta că ei aparțin lui Dumnezeu și au o misiune deosebită din partea lui Dumnezeu. Iar apoi, în Noul Testament, uleiul devine, într-un fel, simbolul Duhului Sfânt. Am putea spune așa cum acel ulei înmiresmat, cum este mirul sau Sfânta Crismă, intră prin porii pielii în trupul nostru, la fel Duhul Sfânt intră în inima, în mod invizibil, în inima fiecărui candidat pentru a-i dărui astfel o ungere, adică prezența mângâietoare a Duhului lui Dumnezeu. Ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei misiuni. Părintea lui, s-aș dori să precizați care ar fi efectele acestui sacrament și în același timp responsabilitățile care revin celui care este miruit. Aș porni de la formula prin care se comunică, se celebrează mirul. Primești pecetea darului Duhului Sfânt. Ori pecetea sau sigiliul este semnul persoanei, este semnul autorității, este semnul proprietății, în sensul că, spre exemplu, soldatul era însemnat cu sigiliul comandantului său, sclavul era însemnat cu sigiliul stăpânului său. În felul acesta, cel care primește pecetea devine marcat ca aparținându-i lui Hristos prin darul Duhului Sfânt. Și în felul acesta reiese de aici toate roadele mirului. Înainte de toate, este o mai mare apropiere de Dumnezeu Tatăl. Este o cunoaștere mai profundă a lui Hristos. Este familiaritatea cu Duhul Sfânt, care este tocmai partenerul principal și actorul principal al celebrării acestui sacrament. Este, cum spunea Părintele, o inserare, o introducere mai profundă în problemele bisericii și este o angajare mai conștientă personală de desăvârșire și de acțiuni în exterior prin cuvânt și fapte, cum spuneam, pentru mărturisirea credinței. Aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la această ediție, o ediție în care am vorbit despre taina Sfântului Mir, așadar, Părinte Alois Bulai, vă mulțumesc mult, la fel Părinte Daniel Iacobuz, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio. Dragi telespectatori, iată, am discutat despre a doua taină, taina Sfântului Mir, o taină legată de Duhul Sfânt și darurile sale. Să ne amintim că am primit mirul, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i cerem harul, să dăm mărturie despre el, împlinind în același timp responsabilitățile care decurg din taina Sfântului Mir. Vă dau întâlnire peste două săptămâni, sunt preotul Cornel Cadar și până atunci vă doresc numai bine!